Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei ora adevărului și ca de obicei vineri vine sănătatea la ora adevărului, dar și lista moșului este în continuare deschisă, așa cum va fi în toată această perioadă, așadar așteptăm telefoanele dumneavoastră pentru a vă înscrie pe lista moșului. Cum am obișnuit în ultima perioadă, la început telefoanele telespectatorilor noștri din Cluj, Bistrița, Maramureș și Sălaj, apoi vom trece și la județul Satu Mare, iar apoi la municipiul Satu Mare, pentru că avem ajutoare de moș, care în 22 decembrie la Casa de Cultură a Sindicatelor la ora 18 vor fi alături de noi și de copiii care se vor înscrie din municipiul Satu Mare la lista moșului. Este vorba despre doamna Laura Boda. Bună seara, bine ai revenit, Laura! Bună seara, vă mulțumesc frumos de invitație într-o zi atât de frumoasă și de importantă cum este cea de astăzi. Da, este și moș Nicolae astăzi, da, așteptăm. Înainte să începem emisiunea, am rugăminte. Vreau să transmit soțului meu la mulți ani că este Nicolae și el este astăzi. Este Nicolae? Da. Păi și se uită la noi. Sper că da. Și dă de băut, dă din cap dacă dai de băut. Dă din cap dacă dai de băut. Da, așa, bun, da. Adi, ai dat din cap, bun. Ok, dă de băut după. Da, este o zi deosebită și cu această ocazie le dorim tuturor care sunt și Nicolae la mulți, mulți, mulți ani și tot ce își doresc și să vină moșul pe la ei. Domnul Mircea Nicolae Muncean. Puteam să vin și de Sfântul Andrei și da, nicio problemă. Bună seara, stimați telespectatori, la mulți ani și din partea mea tuturor celor care poartă numele de Sfântul Nicolae și în primul rând la mulți ani și multe bucurii copiilor care au cea mai mare, încep sărbătorile astăzi pentru ei. Țin minte pe vremea copilăriei mele cât de importantă era această seară în care se ascundeau cadourile și eu îi pândeam pe ei mei unde să vezi pun, unde ți le pun, da, și unde sunt bananele verzi pe care dulap. Care și, se cuceau, da, până era, de Paște, exact, ele. Până de Crăciun, așa de Crăciun, este. Da. Și copiii vor avea probabil o seară foarte frumoasă și vor fi plini de bucurie și vor adormi fericiți. Stimați spectatori, de fapt avem niște invitați care încearcă și eu zic într-o măsură și reușesc ca sănătatea noastră a sătmărenilor să fie mai bună. Tot timpul ne-am dorit medici tineri, medici cu inițiativă, medici care rămân în Satu Mare și care mulți dintre ei au fost în acest studio. După cum știți, Mircea conduce o clinică care le permite doamnelor să nu mai trească să meargă decât dacă vor să fie foarte trendy, fancy și cool în alte părți să nască. Pot să nască și în Satu Mare, în aceleași condiții din Ungaria, ca să fac o comparație. Iar Laura este cea care dorește ca și în Satu Mare stomatologia să ajungă tot așa, să nu mai mergem să ne facem dinții pe nu știu unde, ci chiar aici, o categorie de stomatologi alături de prietenul nostru Călin Culcean, alături de alții care... De mulți, da, o altă categorie de vârstă a medicilor care deja fac sau prestează o medicină la un nivel mai european decât s-a întâmplat până acum. Generația de 35 încolo, spun eu. Este foarte bine și în folosul sănătății, până la urmă, sănătății sătmărenilor. Așadar, stimați spectatori, o să discutăm despre aceste subiecte, nu înainte de a trece foarte repede peste titlurile, cât o timp puțin cu invitații noștri. Nu uitați, cei care vedeți acum pe ecran, deci județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița, puteți suna în această perioadă și moșul vine direct acasă la dumneavoastră, așa cum a fost și la Coșul de Paște, cu cadourile pentru copiii înscriși. Gazeta de Nord-Vest, iată, zâmbe, un
stomatolog, că tot vorbeam de stomatologi care a mers prin centrele de plasament, cred că sunt importante și aceste acțiuni sociale. Da, pentru, da. Așa și este. Mai ales trebuie să le scoatem celor mici din cap acele traume pe care, mă rog, vechii stomatologi și prin tehnică și prin asta era o frică să mergi la... la dentist, era o groază. Da, acum... pentru că, într-adevăr, în urmă cu 20 de ani, 30 de ani, pot să zic, stomatologia era la un nivel mai scăzut în România, e adevărat. Dar să știți că stomatologia a evoluat foarte mult și medicina, în general, în România. Așa cum am mai spus, generația asta de medici nouă, care există acum pe piață, practică o medicină mult mai modernă și mult mai avansată. Așa cum am spus la începutul emisiunii, nu mai trebuie să mergem peste hotare sau să ne deplasăm în centrele universitare, pentru că sunt aici la noi acasă medici în satul mare foarte buni, de mai multe specialități. Stomatologia este o ramură diferită a medicinei, pot să zic, care beneficiază oarecum de un pic de turism medical, pot să zic. Pacienții din străinătate deja și-au dat seama că și în România nivelul la, da, la același standard, dar cu un preț mult mai mic, și ei vin și își fac la noi dinții. Iar în ceea ce privește despre centrele astea de plasament sau despre latura asta socială, e o problemă. Din păcate, stomatologia în România toată s-a privatizat. Nu prea au tinerii medici unde să meargă în practică, unde să învețe, pentru că ei, când au terminat facultatea, trebuie să intre în pită. Iar în facultate nu poți să învețe chiar atât de mult, adică nu poți să ai o practică efectivă. O practică, sau nu poți să câștigi atâta experiență încât să poți să începi singur. Și știți, chiar dacă unii dintre noi, poate că o să-i supăr pe colegi și dintre cei care se uită la emisiune, poate unii sunt interesanți să câștige mai mult, dar mai există și latura aceea socială de oameni care săraci erau obișnuiți că veneau la urgență și li se acorda un minim tratament de urgență, fie și el un pasament, nu toată lumea își permite. Din păcate, stomatologia încă în România este destul de scumpă pentru nivelul de trai pe care îl avem noi aici. Da. Luăm și un telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, din Baia Mare, sunt Iluț Maria. Din Baia Mare, ce face doamna Maria? Iarna în Baia Mare, vara la Hurezul Mare. Haide, chiar numai la din astea mari sunteți, doamna Maria. Da, da. Cum e timpul în Baia Mare? E de Moș Nicolae sau mai degrabă primăvăratic, așa? E timp primăvăratic. Mai primăvăratic. Noi sperăm că până la urmă vine moșul, moșul și cu Sania, da? Sperăm să vină. Ați înscris niște copii cuminți, cei mai cuminți, da? Cei mai cuminți copii, da, nepoți. Am înțeles. Nepoței au fost și ei foarte cuminți, da? Da, da. Mărită. Atunci la Baia Mare, la dumneavoastră, o să ajungă cadourile și dacă o să faceți prăjituri bune, venim și noi la colindat. Vă așteptăm, dar suntem la Hurezul Mare, lângă Supurul de Jos. Haide, că pe acolo venim și mai aproape. Da, acolo mergem la Crăciun. Am înțeles. Dar cadourile pe adresa de la Baia Mare o să le primiți. Da, 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 Baia Mare. Bine, țărul mâna. Așteptăm în continuare să lași Cluj, Bistrița, Maramureș, telefoane. Vorbeam de faptul că, iată, nu mai sunt nevoite doamnele să meargă. Practic, Mircea, foarte sincer, pentru că suntem la ora adevărului. Există, nu știu, scule mai interesante, mai performante într-o clinică, să zic, învecinată din Ungaria față de ce ai tu în clinica ta? Nu. Din potrivă, nu vreau să mă laud, dar multă lume m-a catalogat ca fiind lipsit de modestie. Aici chiar n-am de ce să fiu modest. Aparatura cu care se lucrează la noi în clinică este foarte performantă. Am luat lucrurile cele mai de top pentru că o aparatură de înaltă performanță se asigură o calitate a actului medical mult mai bună și atunci o siguranță a activității pe care o desfășurăm noi. Deci din acest punct de vedere nu există nicio discuție, nu există termen de comparație. Repet, fără falsă modestie, aparatele cu care lucrăm noi de la nivel de brețen în sus putem să povestim despre ele. Sigur, nu ne putem compara cu investiții făcute de sistemele de stat, comparativ cu investiții private. Ei la un moment dat pot să reinvestească și să-și cumpere absolut orice apare, pe când un efort în privat este, trebuie foarte bine calculat și bugetat o reinvestiție, de exemplu, în aparatură. Și atunci am preferat, am trecut de la mentalitatea aia
românească, hai să ne luăm ceva ieftin, că ține el cât ține. Am încercat să mă aliniez mentalitatea celor de afară. Evreiască, cum zic că suntem prea sărași să ne cumpărăm lucruri ieftine. Da? Acum nu vorbim despre preț, ci de efectiv despre calitatea a ceea ce oferă aparatura pe care o folosești și de care sunt foarte mulțumit și care va rămâne în top următorii câțiva ani. Sigur, cosmetizările acelor lucruri vor apărea pentru că și comercianții trebuie să trăiască, dar modificări substanțiale vor fi puțin în următorii ani, bineînțeles. Pot să nască absolut și la clinica Ginoplax, absolut la fel fără ca nicio problemă. Și acum s-a modernizat și spitalul din satul mare, deci acum au chiar și acolo au condiții hoteliere, că aici era discuția inițială. Da, condițiile hoteliere. Pacientul prea puțin pricepe cu ce aparat îți faci treaba, sincer. Aici intervine de multe ori marketingul medicului. De multe ori omul sfințește locul și atunci automat poți să nu ai o aparatură extraordinară dacă reușești să câștigi încrederea pacientului și într-adevăr să-i oferi servicii de calitate. Nu citește nimeni ce scrie pe mașina cu care și, tu îți faci, cât a costat, da. Faci treaba. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, cu doamna Cristina. Doamna Cristina, de unde ne sunați? Din Șimleul Silvaniei. Din Șimleul Silvaniei, pe acolo cum e? Moșul tot cu căruța e sau cu Sania? Sperăm că o să vină cu căruța. Cu căruța vine. O să ajungă cadourile. V-ați înscris copiii, da? Da, da. Am înțeles. De curiozitate, că toți stăm așa. Dumneavoastră, unde ați născut? Unde am născut? Da. În Șimleul Silvaniei. Chiar în Șimleul Silvaniei, da? Da, da. Am înțeles. Nu sunteți din categoria celor care merg prin Ungaria sau pe altundeva să nască. No. Iată, și la satul mare avem acum condiții foarte bune. Copiii au fost cuminți, da? Foarte cuminți. Bun, o să ajungă moșul și la mămica, dacă a fost cuminte. Mămica? Toți foarte cuminți. Și mămica? Și mămica. A spus așa, cam... Da, mă rog, ne vă credem pe cuvânt. Și mămica, categoric. Am înțeles. În preajma Crăciunului o să ajungă la dumneavoastră moșul, chiar la Șimleul Silvaniei. Rămâneți alături de noi. Să rămână, noi continuăm, da, alte titluri, noile provocări ale regimului Iohannis. Sigur că da, acum suntem într-o perioadă oarecum tulbure. Invitații noștri, și tu ești într-o pauză politică, am înțeles. Vacanță politică, vacanță chiar politică. Vacanță, da. Vezi, acum... A tot spus lumea de tine că ești udrea de satul mare, acum udrea aia la altă ți-a dat o vacanță politică. Aș vrea să nu mi se mai spună niciodată udrea de satul mare. Nu mi-a plăcut nici atunci, nu îmi place nici acum. Mi-ar plăcea să mi se spună Laura Bota de satul mare, că sunt chiar de satul mare, vreau, m-am născut aici, am copilărit și vreau să rămân bine, în satul mare. La un moment dat puteai să o consideri ca un compliment, adică... Da, ca și comparație să spunem că da, un compliment, dar nu neapărat, pentru că în afară de faptul că suntem amândouă femei și am fost angrenate în viața politică, nu pot să spun că suntem, ne asemănăm. Și asta nu pot să zic că e un lucru, adică... Nu e nici de bine, nici de rău. Da, nu e nici de bine, nici de rău. Eu cred că am făcut totuși lucruri foarte bune pentru sătmăreni și de deci aceea te știm, vrea... te știm din campaniile electorale. Ai fost alături de partidul pe care îl reprezentai atunci. E evident că ți-ai pierdut cel puțin timp, probabil și bani în campaniile electorale. Probabil a fost un pic enervant ca să primești o decizie de la Udrea adevărată, în sensul că ești suspendată sau ești, nu știu cum ești. Am fost revocată din funcție. Revocată, nu pot să spun neapărat că enervant, ci a fost un gest care m-a dezamăgit. Gestul în sine și felul și modalitatea în care au fost făcute. Pentru că înainte cu două zile eu am avut o ședință la Snagov în care am fost cu toții prezenți și nu s-a discutat despre acel lucru, despre revocarea mea din funcție, pentru că organizația din Satul Mare chiar este organizație, una dintre cele mai bune, pot să zic, ale Mișcării Populare, o organizație foarte bine închegată și foarte activă și ghinionul nostru de a avea un județ atipic pentru noi. Da, e clar, cu electoratul. Și atunci cineva a căutat un țapi spășitor, să zic așa,
Dar consider că s-a greșit pentru că evaluarea organizațiilor nu s-a făcut corect. Sunt organizații unde nu există etnie maghiară, cum este în județul Satu Mare, și acolo au avut un scor foarte slab. Noi, dacă punem etnia maghiară la scorul pe care l-am obținut în Satu Mare, am depășit cu mult scorul partidului și al candidatului. Da, dacă s-ar calcula. Și atunci, de aceea spun că modalitatea în care a fost făcută, pe mine personal m-a jignit și pe colegii noștri, adică nu poți să trimiți un mail așa... Fără să dai un telefon, în condițiile în care eu vorbeam cu Elena destul de des la telefon. Ce, s-a trimis un mail, gata, pa. Da, n-am mai vorbit nici de atunci, ne-am autosuspendat. Vezi, dacă ai fost în poze, ai fost în poze prea multe cu domnul președinte și s-a supărat doamna Udea. Asta nu știu, dar gestul a fost unul regretabil. Ei, asta e în politică, știi cum e, se mai întâmplă. Pot să zic că de data asta nu mă mai doare așa, că am avut 10 ani de PDL în spate și acolo am primit o lovitură sub centru la fel, deci acum m-am călit. Ești călită, da, deci acum chiar aveam nevoie de această vacanță bine meritată. Da. Luăm și un telefon, orice bună seara. E un pas înainte. Și da. Politica este cea mai mare blondă. Da. Cea mai mare blondă. Să ne aliniem. Nu, dar acum, sigur că da. Și Laura Prea a fost pe acolo. Probabil prea mediatizată, da, iubită de domnul președinte. Și Udrea, ce-a zis? Uite cum vine din spate, da. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Cu Elisabeta Budăi. Să română, de unde ne sunați? Din Boghi. Boghi, județul Săraș, da? Da. V-ați înscris copiii, o să ajungă exact, un copil, o să ajungă exact la el acasă, cadou, și dacă faceți prăjituri bune, venim și în Săraș, vă promitem. Da, sigur, da. Da, bun, să rămână, rămâneți alături de noi. În preajma Crăciunului, da, ne-am asigurat. Și tu ai avut așa o trecere prin politică? Da, am fost așa un meteorit. Mi-am dorit să fiu cometă, dar nu mi-a ieșit. Da, nu. Așa, asta aveam coada în față, eram atipic și am renunțat repede. Adică mi-am dat foarte repede seama că nu sunt făcut pentru politica românească și am renunțat la timp și consider că okay, e un subiect închis pentru mine, politica și tot ce înseamnă, tot ce e legat de ea, tot ce nu mă afectează în mod direct. Că virulența politică poate să fie și de la politici, ca să spun. Dar poate, adică, te convinge, poți să-i pun, dacă poți să-i se pui pe cei Laura cu la Udrea, lucru. Poate te convinge să mergem pe MP, Laura. Nu se va întâmpla acest lucru, n-am nicio problemă cu niciunul din partide, deci oricare nu mă deranjează partea partinică. Eu prefer să fiu un simplu cetățean care prefer să-mi știu drepturile, să mi le cunosc și să mi le recunoască ceilalți, atât drepturile cât și obligațiile. Aici e un conflict între mine și clasa politică. Deci, ei sunt în principiu cei care au reușit să formeze, de fapt să deformeze societatea românească. Asta este clar de la începutul zilelor noastre până acum, pentru că erau niște lideri de opinie. Și atunci era foarte greu să te faci auzit de, știu eu, de la pupitrul ăsta, să spunem, da, televizi- o televiziune ai, locală. Exact. Dacă nu aveai o susținere sau un reprezentant care să încerce să își impună aceste păreri, să reprezinte ideile tale, bune, da, cum or fi, exact, măcar să fie dezbătute, să ai fi împăcat, da, domnule, s-a hotărât așa, ideea ta a fost luată în considerare, este proastă că am decis noi, se rămână, dar ai fost auzit, ascultat. Deci, acest lucru nu s-a întâmplat la nivel de politică românească până în zilele noastre, sper să se întâmple de acum încolo. Și nu, politica, așa cum ai zis, e o doamnă foarte blândă. Ne consider că nu, pur și simplu n-am stomac pentru așa ceva. Eu aș vrea doar să completez puțin, atât pentru telespectatorii care ne urmăresc. Nu știu cum să spun, să înțeleagă oamenii. Un medic când intră într-o sfera politică, cum este domnul doctor sau cum am fost și eu în politică, noi când intrăm sau facem acest pas în politică, o facem din convingere. Chiar ne dorim să schimbăm ceva, să facem ceva, pentru că nici el și nici eu n-am avut funcții politice, publice. Am intrat în politică cu gândul de a dori să schimb ceva. De aceea, atunci când un om, detalia domnului doctor, care se pierde și face un pas în spate,
și iese din sfera politicii, este o pierdere pentru clasa politică însăși. Pentru că puțini oameni fac politică din convingere. Oamenii politici fac politică pentru interes. Pentru interesul propriu. O să revenim la acest subiect, să luăm numai și acest telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, Lidia Roman. Să rămână, doamna Lidia, de unde ne sunați? De la Baia Mare. Ghetuțele vi le-ați făcut în seara asta? Vine ceva Moș Nicolae pe acolo? Sper să vină. Dacă a fost cu minte, o să vină de Crăciun, oricum o să vină pentru copiii pe care i-ați înscris, exact la adresa pe care ne-ați lăsat-o. Și dacă a fost cu minte, poate primiți și dumneavoastră ceva. Mulțumesc, eu am fost cu minte. Ați fost cu minte, așa zice toată lumea, doamna Lidia. Bine, să rămână, rămâneți alături de noi. Da, din Baia Mare, în continuare de acolo telefoane. Bine, sigur că da, e oarecum frustrant, Laura, pentru că tu, acum noi... mass media și așa mai departe, cu care ai lucrat direct în campanie, știm că ți-ai făcut treaba sau ai încercat să o faci cât mai bine. După aceea, sigur că da, din motive, nu știu, așa, să vorba ta, să primești un mail că pur și simplu ești revocat, da. Sigur că da, nu e ok. Evident. Dacă nu sunt argumente, că până la urmă nu cred că era greu să scrie, domnule, ești revocat de aia, asta e. Exact. Da, așa. Bun. Să... fii doar dintr-o chestie care a apărut în niște poze și să fii revocat, așa, mi se pare... Nu știu, e discutabil, nu neapărat din poze, că acum, nu știu, poate și ghinionul meu, că eu sunt o persoană pe care mass media națională a mai mediatizat-o în diferite... Nu știu exact de ce... Da. Din cauza de politică. Din cauza de politică. Da, într-adevăr, eu am spus așa, și acum o să dau de vadă de lipsă de modestie. Eu valorez mai mult decât un mail pe care îl trimiți așa, fără doar și poate și toți oamenii pe care eu îi am în spate, în satul mare. Deci de aceea spun că este jignitor și dezamăgitor la urma urmei, că nu poți să spui sau poți să faci una. Apropo de ierarhizare, acum vorbesc din exterior, văzând lucrurile, da? Mi se pare din nou o problemă. Bine, cineva de la București, chiar dacă e liderul organizației, care revocă un, lider local, care probabil este susținut de o mare masă, de că dorește o revocare. Există structuri organizatorice, statuțe, creează, știu, să faci o ședință, întreba toată lumea, omule, te reprezintă politicianul respectiv. Dacă nu, hai să schimbăm. Da sau nu? Da. 50%+1%, adică e simplu. Da. Asta înseamnă democrație. Mai ales că eu am fost aleasă, deci eu sunt președinte ales, deci în urmă cu două luni. Vorbim despre un partid care se susținea democratic. Da. Că bine, la noi toți sunt deosebit de democratici. Nu, nici mai democratici că atunci... E clar că o astfel de și vorbim de o structură nouă înființată. Deci e un alt exemplu că în politică e bine să nu te amesteci decât când într-adevăr te doare foarte tare la buzunar sau la ceea ce faci toată ziua, că la un moment dat aici intervine frustrarea. Bine, dar nu dezamăgit de tot. Laura, tu o să revii în partid, mă gândesc. Adică nu ești dezamăgit. Deci noi ne-am autosuspendat. Nu am plecat din partid. Vreau să-l completez pe colegul meu. Cu atât mai mult cât partidul nostru, în partidul nostru 80% sunt oameni care n-au mai făcut politică niciodată. Ei nu înțeleg lucrurile astea sau loviturile astea de culise care se fac în politică. Deci, jocurile de picioare. Da, deci ei au fost, mai ales că au avut parte și de ghinionul de a avea în acea zi de luni o ședință de colegiu director cu toți președinții de organizații, cu toată lumea era acolo și la 5 fără 5 minute am primit mail-ul. Dragi colegi, haideți să vă citesc ce am primit. Deci de aceea ei au rămas șocați, ei nu înțeleg ce se întâmplă. Ei și-au ales președintele înainte cu două luni, statutar. Deci pur și simplu în timpul unei ședințe ai primit un mail. Da, deci de aceea vedeți oamenii ăștia care săraci au venit așa, oameni de bună credință care au vrut să facă și ei ceva pentru că noi am promovat o politică altfel. Au fost dezamăgiți. Deci pur și simplu nu știu la ce să se aștepte. Da, și într-adevăr. Da, continuăm informația zilei. O bandă de tâlhari fără teamă de poliție bântuie prin satele din Cotul, deschiderea din ziua. Deci vedeți, dacă, stimați telespectatori, mare atenție. Dacă auziți mișcări ciudate, zgomote ciudate, să nu credeți neapărat că e moșul și vă lasă ceva, poate vă ia ceva. Deci mare atenție, că mai sunt și din ăștia care profită de sărbă. Da, vorba lui Florina, că e Krampusul, ăla rău. Deci mare atenție, nu întotdeauna moșul vine și lasă, altă dată ia. Așa că... Să sperăm că nu-l fură pe moșul. Grinciu, da. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Cu Luciana.
Sunt Ziana? Luciana. Luciana, mă scuzați, doamna Luciana, v-ați înscris copiii, da? Da, da. De unde ne sunați? De la Baia Mare. În Baia Mare. Cum e Baia Mare? E frumos împodobit de sărbători? Da, foarte împodobit, cerbi frumos peste tot. Cerbi? Da, da. Am înțeles. Căprioare sunt? Întreabă domnul doctor. Nu, mai cer. Nu mai cer. Da, da. Îmi fac urolog. Trimitem niște căprioare din satul mare. Vă aducem căprioare din satul mare. Bine, primim și noi. Noi vă dăm niște cerbi. Am înțeles. Bine, o să primiți, în preajma Crăciunului o să vină moșul direct la dumneavoastră acasă, rămâneți alături de noi. Nu este bereni în Baia Mare, că e plin de cerbi. E plin de cerbi, ceva cu corne. Am întrebat să o întreb pe doamna dacă a fost cu minte, că dacă sunt multe chestii cu corne pe acolo, s-ar putea ca să nu fie toate mămicile cu minți, da? Editorialul semnat Dumitru Păcuraru, românii își redescoperă țara coruptă. Bine, asta iară e o psihoză o din asta. E interminabilă. Da, redescoperim apa mobile, caldă, da, rota, sigur, da. Tot felul le descoperim. Din ciclu, Ioane, tu crezi ce vei sau ce spun eu, știi? Cam așa vor fi până la urmă toate în România. Vor fi totdeauna cei care trebuie să... Nu uitați, stimați telespectatori, mâine este un spectacol Zurli, extraordinar. Noi am dat invitații la Nord-Vest TV, dar avem o veste bună, cei care nu ați reușit să obțineți invitații, spectacolul de la ora 17, atenție pentru toți telespectatorii noștri din toate județele, va fi transmis în direct la Nord-Vest TV, deci Zurli mâine de la ora 17, spectacolul de la Casa de Cultură, va fi transmis și în direct la Nord-Vest TV, pentru cei care n-au reușit să primească invitații. Zurli, ca de obicei, face furore, azi e la Cluj, peste tot săl pline și iată mâine și la satul mare. De asemenea, stimați spectatori, le mulțumim și celor care sunt alături de noi, cum avem ajutoarele de moș din această seară. Alături de noi sunt și primăriile localităților unde mergem, Negrești, Tășnad, Carei. Primarul municipiului satul mare, Dorel Coica, și primăria municipiului satul mare, Consiliul Local. Care pentru părinți o să facă cadouri și avem și o tombolă la spectacolul din 22, o tombolă oferită de colegul vostru Cosmin Rațiu de la Sfântul Anton, un frigider va fi oferit ca și tombolă, toți părinții pot să se ducă cu un frigider, dacă nu-i frig afară, măcar vă faceți. Da. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Alo. Bună seara. Cum vă numiți? Dudea Melinda. Doamna Melinda, de unde ne sunați? Din Ardusat. Ardusat, județul Maramureș. Județul Maramureș. Bine, doamna Melinda, v-ați înscris copiii, au fost cu minți, da? Da. Așa, o să ajungă moșul și la ei și la mămicile lor. Da, da. Să rămână și să faceți prăjituri bune, că poate venim să vă colindăm. Da, cu tot mare plăcere. Bine, doamna Melinda, să rămână, rămâneți alături de noi. Că tot vorbim de moș. Ți-ai făcut ghetuțele, cizmulițele. Ce avantaj au, doamne, cu cizmulițele. Da. Telespectatorii nu văd cizmele. Până la peste, da, genunchi. Da. Din alea avea acolo. Pe vremuri plângeau că îmi poartă ciorap 3 sferturi. Acum îmi poartă, da, cizme 5 sferturi. Acum tu poți băga acolo, e loc. Înghesuit în cap și o mașină mică. Dar da, chiar vreau să spun, în seara asta port niște cizme care sunt sub genunchi, dar acasă le-am pregătit pe cele care sunt deasupra genunchi, cât mai înalte, da? Le-am plăcut și mie când eram mic. Îmi plăceau pozele acelea cu Mihai Viteazul. Foarte, până foarte cuminte. Foarte cuminte. Deci vine moșul. Da, nici nu concep viața fără. Mircea? Și eu mă laud că am fost cu minte, prea puțin mă cred, e adevărat, dar trebuie să vină moșul și la mine, deci neapărat. Dacă nu, măcar să-și trimite niște crăciunițe, conform obiceiului. Da, am înțeles că ai un eveniment sportiv, un succes cu care ai putea să te lauzi. Da, și așa sunt lăudăros. Ai câștigat... Am câștigat grupa mea la Campionatul Național de Karting Școlar. Cu spatele a mers, atenție. Da, ultimele curse, da. Așa. Și
ce e mai important, că la mine n-a fost așa o concurență mare, noi am fost doar 5 combatanți, să spun așa, pe parcursul întregului an. Fiul meu, la clasa lui, unde au fost 26 de copii înscriși, a câștigat locul 2 național. Locul 2, felicitări! Da, a câștigat toate etapele la care a participat, dar noi, mai având și alte activități, am mai lipsit de la anumite etape și din 9 etape ne-am prezentat la 5, le-a câștigat pe toate. Dacă mergeam la toate, era campion național și el. Asta a fost pentru mine o fericire foarte mare, asta mi-a umplut de bucurie anul acesta. Dacă tot vorbim de copii, a fost cu minte fiica ta, primește, poate să-l aștepte pe moș, se uită la televizor. Eu sper că se uită la televizor. Da, a fost cu minte. În general, fetița mea este un copil poate prea cu minte și prea... E prea cu minte. Nu, e cu minte, liniștită. Chiar aș vrea uneori să fie mai, nu știu... Așa, mai cu energie, mai... Da, 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 e cu minte. Sigur că o să-i vină și ei moșul că în momentul în care nu se va aștepta. Fetele cu minte ajung în rai, fetele rele ajung unde vor. Da. Oricum, toate un moș, nu-i dezvăluim, asta, nu-i dezvăluim acum, dar moșul e pregătit pentru ea, da? Deci... Păi da, în mod moș o să vină în momentul în care se va aștepta mai puțin. Am înțeles, dar o să ajungă, da? Evident, în seara asta, neapărat. Da, stimați spectatori, o să luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni. Sigur că da, în partea a doua o să poată să sune și cei din care îi negrește Tășnad sau zonele de pe lângă care îi negrește Tășnad, dar și cei din municipiul Satu Mare. Avem două ajutoare de moș pentru spectacol din 22 decembrie, ora 18, Casa de Cultură, când cei din municipiul Satu Mare vor vedea moșul și ajutoarele de moș vor fi alături de copii. Publicitate revenim. Am revenit în direct, stimați spectatori. Din acest moment pot să sune cei din județul Satu Mare, respectiv de pe lângă Negrești, Vama, Certeze, Bixac și așa mai departe, care vor ajunge la Negrești când vom fi acolo, respectiv duminică, duminică 21 decembrie. Cei din Carei Tășnad vom fi sâmbătă, 20 decembrie acolo. Iar când vom da semnalul, numai când va apărea pe ecran municipiul Satu Mare, cei din municipiul Satu Mare, avem ajutoarele de moș alături de noi, Laura Bota, medic stomatolog, și Mircea Muncean, medic ginecologie, obstetrică ginecologie și totodată cel care conduce clinica Ginoprax, o clinică unde cam ai monitorizat așa cam câte sătmărence sau nu numai au născut până acum. Am depășit deja 600 de nașteri, ne referim strict la partea asta de când am deschis. E o cifră mulțumitoare pentru o clinică privată care are funcționalitate de 3 ani de zile. Interesant este că nu nasc doar paciente din Satu Mare, vin foarte multe doamne din alte zone, Oradea, Baia Mare, apropo de doamnă din Șinău, da, care a dat telefon din Zalău. Încet, încet crește adresabilitatea, pentru că probabil am dat dovadă de profesionalism și cea mai bună reclamă în meseria noastră este așa, de la om la om. De la om la om, și dar e foarte important că în acea clinică, în afară de nașteri, mai sunt și alte seturi de analize care se fac. Toate serviciile care le facem acolo, care, sigur, adresabilitatea pentru alea este în principal pentru a deservi persoanele care locuiesc la noi, că laboratoare și așa ceva se mai găsește și în altă parte, și centre de osteoporoză și așa. Dar partea de nașteri, eu sunt foarte mulțumit până acum pentru adresabilitate și le mulțumesc pe această cale pacientelor care au apelat la serviciile noastre și eu sper că va merge din ce în ce mai bine. Da, Laura, vreau să te întreb, spuneai că vin foarte mulți din străinătate acum pentru că sunt mult mai ieftine serviciile stomatologice aici la aceeași calitate. Exact. Asta înseamnă că luna decembrie, știind că de obicei în august și în decembrie se cam întorc, vin foarte mulți pe acasă. Luna decembrie e o lună plină, să zic așa, grea? Da, din a doua parte a lunii pot să zic că da, este o lună plină. Deci se întâmplă cam în felul următor. Vine
Românul nostru, sătmăreanul nostru, plecat în străinătate și face dantura, acolo îl vede șeful lui și vine în august și de sărbători vine cu el cu tot vine în România tot să-i arate tradițiile noastre și îl ține aici și își face și dantura. Așa este, în luna decembrie e nevoie de mult mai multă muncă pentru că sunt mult mai mulți pacienți și în luna august când au ei concediu. Da, atunci singura problemă cu turismul medical este că întotdeauna când se adresează serviciilor mele, probabil același lucru și la noastră, domnule, vreau să se facă, dacă se poate ieri, să fie gata. Da. Deci asta e singura problemă, timpul care îi afectează. Da, luăm și un telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, din Tășnat, sunt o bunică. O bunică și ați avut nepoței cei mai cuminți din lume, da? Da, asta chiar așa este. Bine, să rămâneți alături de noi. În data de 20 vom ajunge în Tășnat, dar să rămâneți alături de noi să vă spunem exact ora și unde și vă așteptăm cu nepoței să primească cadourile. Venim cu tot cu moșul. Bine, mulțumesc! Să rămână! Rămâneți alături de noi. Așadar, luna august e cea mai dură, să zic așa, și apoi decembrie, ca și număr de... Tot, același fenomen, nu? Ieri să fie gata. Da, așa este, da, așa este. Mai se întâmplă că sunt pacienți care nici nu înțeleg că procesul de vindecare poate să dureze mai mult decât alea două săptămâni sau trei cât stau acasă. Dar, mă rog, încercăm să ajungem cu ei la un bun sfârșit și uneori mai facem și noi compromisuri, dar care să nu afecteze tratamentul medical. Dar până la urmă n-ai ce să faci cu ei, că ei asta înțeleg, vin acasă țintă, la mine se întâmplă, am venit, mâine-s la tine la cabinet, bine, ei dictează, ei, dar... județul nostru, cum am zis eu, este atipic și noi poate că suntem puțin norocoși pentru aceste două luni, pentru că avem foarte mulți din județul nostru, în special din zona de Oaș, care sunt plecați în străinătate. Și atunci ei vin nu că beneficiază de tratamente medicale mai ieftine. Actul medical stomatologic este de 10 ori mai ieftin în România decât în străinătate. Da, și da. Deci, până la urmă, sigur că da, sănătatea nu e ieftină nici în România, e scumpă, de aceea, în afară de faptul că trebuie să avem grijă de ea, trebuie să ne și prezentăm cât de repede noi o să continuăm acea campanie Nord-Vest TV te consultă, pentru că orice boală, orice afecțiune, cu cât este descoperită mai repede, cu atât are șanse mai mari de vindecare și cred că asta e valabil în orice specialitate, adică... Și controle preventive și curative din controle periodice, de fapt, stabilindu-se o continuitate, o periodicitate a acestor lucruri de către fiecare specialitate în parte și coordonate prin medicul de familie ar fi cel mai bine, ca să aibă un feedback și o evidență, ar fi foarte, foarte bine dacă s-ar institui în România. Deci medicina primară ar fi un pas care ar putea să miște lucrurile în față, dar făcute cu seriozitate și într-adevăr la standardele la care pacientul are nevoie de ani. Da, doar să merg să cer un bilet de trimitere la specialist, asta nu e ok. Adică pacientul vine și îți spune ce dorește el să facă. Încă la noi nu, lucrurile astea nu s-au cernut cum trebuie și cred că vor mai dura foarte mult. Și educația în sănătate. Nu sunt obișnuiți oamenii să meargă decât orică se urcă pe pereți de durere. Acum cred că e cazul tău când îți vin. Că, sigur că poate strica o măsea, un dinte, ce-o fi, dar nu ți se strică brusc de azi pe azi. Evident, deci... Neglijezi și atunci când te urci pe pereți... Încă nu conștientizăm și nu avem o cultură medicală foarte bine stăpânită, dar ceea ce vreau să spun în completarea colegului, că din păcate și cu regret o spun, reforma sănătății încă nu a fost făcută și nici atunci când a fost propusă ea, să știți că au fost câțiva care... au intervenit pentru ca ea să nu se pună în aplicare, să nu se facă, pentru că au fost interese. Deci, așa cum a spus, când reforma sănătății va fi făcută corect și conștiincios, atunci, într-adevăr, și sistemul de sănătate va fi pus la punct și vom putea beneficia de tratamente și un parcurs logic al pacientului dintr-un cabinet în altul. Dar până atunci, eu cred că fiecare din noi ar trebui să conștientizăm ce înseamnă prevenția și profilaxia, să prevenim noi înainte să se întâmple. Așa cum ai spus și tu, pacienții, acum și din
pricina faptului că ei au poate o condiție socială mai precară, dar ajung la medic în ultima fază, în momentul în care efectiv își pierde dintele, dar până să ajungă la acea ultimă fază trece prin dureri insuportabile. Deci de aceea nu înțeleg că dragi sătmăreni, prima consultație la medic nu costă nimic și nici nu e dureroasă. E dureroasă în ultima fază deja. Da, deci important este să te prezinți la medic, să faci acele controle de profilaxie, de prevenție. E mai ușor să previi decât... Apropo de prevenție, și tu faci acele teste Papa Nicolau, da? Da, o serie de teste care intră în bateria de identificare. Acum vorbim despre partea de cancer, de exemplu. Dacă acolo e frica cea mai mare a fiecăruia dintre noi, da, teama de moarte, de atunci povestea aia simplă cu cancerul de col, intens mediatizată, cancerul de sân, la fel. Sunt niște gesturi simple care se pot face, exact cum spuneați și înainte, profilaxia. Ce înseamnă profilaxia? Înseamnă să-ți faci un control, să stabilești o conduită în funcție de anumiți factori de risc, un ritm de examinare, odată la 3 ani, odată pe an, pe o anumită formulă, fie acel test Papa Nicolau dacă vorbim despre cancerul de col, fie ecografia mamară dacă vorbim despre cancerul de sân. Deci lucrurile acestea, omul nu trebuie să se neglijeze, pentru că atunci costurile lui vor fi mult mai mari în momentul în care ajunge să se trateze atât ale lui directe, cât și ale societății. Eu înțeleg că, de exemplu, la cancerul mamar te poți palpa sau te mai palpează unul altul, dar să mergeți la medic ca să vezi exact. Da, bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, Țăbânea Cristina, sunt din Toșnar. Da, din Cristina. O să veniți acolo cu copiii, da, doamna Cristina? Da. Să rămâneți alături de noi să vă spunem exact în data de 20, să vă spunem exact ora și locația din Toșnar și copiii au fost cuminți, da? Da. Ce întrebări mai pun și eu? Sigur că da. Bineînțeles, rămâneți alături de noi și vom ajunge și la Toșnar. Da, noi încercăm, sigur că da, Mircea deja a participat la această campanie Norvest TV te consultă, unde ai oferit consultații gratuite. Eu sunt convins că și Laura se va implica, cum s-a mai implicat în alte campanii de ale noastre, în care încercăm tocmai acest lucru, sătmărenii, pentru că din păcate, încă este și problema materială. Nu mă duc luna asta la medic că n-am bani. Nu mă duc la analize că n-am bani luna asta, mă duc luna viitoare. Aceste amânări care duc până la urmă la agravări. Noi încercăm și prin aceste metode, aceste consultații să vă facem să mergeți, să vă consultați la timp, pentru că este foarte important. Ați văzut toți specialiștii și acum vorbesc și de cei care au mai fost pe aici, oftalmologul Evoi Lehar, chirurgul Marius Fodor, Cristian Rusu, deci toți medicii care au mai fost pe aici și care v-au spus același lucru. Cu cât vă depistați o problemă mai rapid, cu atât ea se rezolvă mai repede. Vreau să te întreb aici, că era vorba, am avut o invitată și pe doamna director de la Casa de Asigurări, unde, în general, în stomatologie, banii sunt foarte puțini cei care se decontează de Casa de Asigurări și, teoretic, nu prea ajung pentru lucrări, să zic așa, cât de cât... mari sau... Așa este. Relațiile contractuale cu Casa de Asigurări au fost întrerupte în 2013, în luna mai, și le-am reluat anul ăsta în luna august, cred că, dacă nu mă înșel, în luna august am reluat contractul cu Casa de Asigurări, în care noi, stomatologii, avem un anumit buget. Dar trebuie să știți că Casa de Asigurări nu asigură lucrări dentare, decât tratamente, obturații, și de aceea eu, așa cum am spus și dumneavoastră, vin în ajutorul pacienților. Să știți că la mine, la cabinet, tratamentele, consultațiile sunt gratuite. Deci eu nu taxez, deși sunt un cabinet privat, pacienții pentru consultație, tocmai ca să-i fac să vină, să le depistăm dacă au o problemă. Așa este, avem un anumit buget de la Casa de Asigurări, în fiecare lună același buget, să zicem că destul de mic, dar totuși mai bun față de anul trecut, s-a dublat suma. Deci cât de cât. Da. Aici lucrul este valabil și la tine, sigur nu este o sumă care să acopere... Nu, noi avem încercat să obținem relație contractuală pe cât mai multe servicii, tocmai pentru a veni în sprijinul pacienților care doresc, au asigurare de sănătate și doresc servicii medicale de calitate și să putem să-i ajutăm să nu fie costurile atât de mari cât sunt
să nu fie prețul legal cu costul. Deci costurile noastre sunt totdeauna mult mai mari decât coplata sau alte părți financiare pe care trebuie să le suporte pacienții, și atunci și noi am demarat această acțiune de contract cu casa și consultațiile, de exemplu, pe biletele de trimitere, analizele de laborator care se fac, analizele pentru măsura densității osoase, pentru DEXA, toate acestea care sunt contractate cu casa sunt gratuite pentru pacienți. Atâta ai, limitarea este evident de buget, ne vin fonduri la nesfârșit, din păcate. La noi nu se ține cont de numărul pacienților care ți se adresează. Ți se dă un buget care te descurci. Dacă problema devine din nou românească, să spun așa, ai un buget, îți vine un număr de pacienți. Următorii pacienți, după depășirea bugetului, trebuie fie să-l taxezi complet, ca și când ar avea asigură de sănătate, fie să-l amâni și să-i faci serviciu la o dată ulterioară. Când vorbim despre servicii de spitalizare sau așa mai departe, sigur că acest lucru devine imposibil. Și atunci, cum pot eu să fac selecție care din pacienți sunt asigurați și care nu, și toți fiind asigurați, da? Deci această limitare cantitativă nu este neapărat cea mai bună în momentul în care se fac aceste contracte. Dar dacă nu sunt bani mai mulți? Pentru că logica mea ar trebui ca în serviciile de sănătate să fie pur și simplu punctat și suportat de casa de asigurări actul medical. Deci ei se spună, să tarifeze actul medical, nu contează numărul. Atunci se creează o concurență loială. Dacă pacientul dorește să nască la spitalul din Tășnad, banii pentru nașterea lui se vor duce la spitalul din Tășnad. Dacă ei își cresc performanța, devin extrem de competitivi, atunci și toată lumea merge acolo, foarte bine, dacă e la mine la clinică se întâmplă același lucru, eu nu pot să spun la primii 5 pacienți, da, dumneavoastră beneficiați de asigurări, așa se nu mai beneficiază că s-au terminat fondurile. Da. Deci e foarte greu să decizi acest lucru. Asta e și la laboratoare, la analize. Stimați spectatori, mai poți să amâni. Din acest moment puteți suna cei din municipiul Satu Mare. Nu uitați Gașca Zurli, mâine două spectacole, unul de la 11 și unul de la 17, dar vestea bună e că cei care nu ați reușit să primiți invitații, spectacolul de la ora 17 va fi transmis în direct la Nord-Vest TV, deci Gașca Zurli la ora 17 la Nord-Vest TV, valabil și pentru telespectatorii noștri din celelalte județe, care cu siguranță n-au văzut încă spectacolul de iarnă a Găștii Zurli. Și acum, sigur că da, vom lua telefoanele pentru Satul Mare, avem ajutoarele de moș alături de noi și în 22 decembrie tot la Casa de Cultură a Sindicatelor va veni moșul și ajutoarele lui. Până la urmă suntem la un sfârșit de an. Dacă ar fi să facem un bilanț, cum a fost acest an, Laura, 2014? Din punct de vedere al carierei, mă întrebi? Da, în general, cum ți s-a părut anul? Acum, politic, sigur că da. Politic nu poți să zici că a fost unul foarte fericit, având în vedere ultimele evenimente. Dar ai zis că ești hărtănită prin politică. Da. Deci nu... Pe plan profesional a fost un an mai liniștit, pot să spun, în afară de luna august, dar mai liniștit. Drept dovadă că românii o duc mai rău. Românii nu sunt la același nivel cum a fost anul trecut, de aceea am spus că am avut un an mai liniștit, pot să spun, dar sper că de la anul o să ne fie tuturor mai bine, iar pe plan personal totul la superlativ. Trebuie să fim optimiști. Da, avem un telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, cu Iosifana de la Odoreu. Să rămână, a venit la Satul Mare, da? Da, da. V-ați înscris copii. Ajutorul de moș este Laura. O vedeți în dreapta mea, da? Da. Și în 22 decembrie, ora 18, ne vedem la Casa de Cultură a Sindicatelor, da? Da, da. Bine, să rămână. Da, în continuare pentru Satul Mare. Trebuie să fim optimiști, pozitivi și până la urmă a fost un an bun, da? Păi până la urmă a fost un an bun, da. Acum, de la anul, ne așteaptă un an mai bun și, așa cum ai spus, într-adevăr trebuie să fim optimiști și trebuie să privim altfel. Dar, înainte de toate, ar trebui să fim noi mai buni și să
fim atenți la comportamentul nostru, ceea ce privește semenii noștri, noi între noi, cum ne comportăm, că de aici vine totul, de la educație, și să nu uităm să spunem îmi pare rău, îmi mulțumesc atunci când este nevoie, și cu siguranță lucrurile vor fi mult mai bune pentru anul care urmează. Da, și acum, dacă tot am amintit și de politică, o să reevaluezi situația și în 2015 pornești mai optimist și în politică. În ceea ce înseamnă viața mea politică, sunt mai rezervat. Mai acum? Da, bună seara, cu cine stăm de vorba? Cu Ana Maria Matovei, din satul mare. Să rămână, v-ați înscris copiii, da? Da, da. Îl vedeți pe ajutorul de moș, este în stânga mea. Domnul doctor, îl cunoașteți? Da, cum să nu, că și eu în sanitar lucrez. Numai la spitalul vechi. Am înțeles, deci îl cunoașteți pe domnul Mircea, da? Da, da, da. Bun. Am îmbrăcat în roșu, ne asortăm cu moșul, e în regulă. În 22 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor, vă așteptăm, da? Ora 18. Sărbători fericite. Mulțumim. Și să vă aducă și moș Nicolae ceva. Atenție, copii, mâine zurli și la ora 17, cei care n-aveți invitații, vedeți la Nord-Vest TV, dar în seara asta, dacă ați fost cu mine, trebuie să căutați bine prin, mă rog, prin bocancei, prin cizmulițe, și poate v-a lăsat moșul ceva. Mircea, pentru tine, cum a fost 2014 ca și... A fost un an greu, încă nu s-a terminat, va fi în continuare. Am și din punct de vedere profesional și din toate părțile l-am simțit ca un an greu. A fost un an încărcat, cu activitate foarte multă, cu situații diferite, unele mai grele, dar toate s-au rezolvat cu succes, deci până la urmă, mulțumesc Dumnezeu, se sper că se va încheia cu bine acest an. Următorul an trebuie să fie mai bun. Eu am așa o rezervă, puțin o viziune diferită vis-a-vis de ceea ce urmează. România, o vorbă, mai rău să nu fie. Da. Ar trebui acolo cam să lucrăm. După mine, acolo trebuie lucrat, la mentalitatea colectivă. Deci această stare mulțumire, de autocompătimire cu mai rău să nu fie, stilul ăsta mioritic, sincer, mioritic, nu da. Mă caracterizează. Dar mai avem oricât noi de mă simt de român. Deci nu, asta nu pot. Deci din punctul meu de vedere, clar că Mircea, nu vreau să fie mai rău, dar trebuie să... Vorba bună mult aduce, da, capul plecat, sabia mult aduce. Mai avem noi de-astea, mioritice deci de-astea. Astea, sincer, mă fac să mă simt puțin deranjat de românismul meu. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, cu Lucian. Da, domnul Lucian, v-ați înscris copiii, da? Da, da. Ajutorul de moș, îl vedeți în dreapta mea, este Laura, da? O cunoașteți? Da, da, pe doamna stomatolog. Da, domnul o cunoașteți, domnul Lucian. Am avut o intervenție pe la dânsa. Dumneavoastră la ea sau la dumneavoastră? Nu exact la dânsa, dar... Înțeleg. Bine, domnul Lucian, deci înseamnă că e foarte bine, cunoașteți ajutorul de moș. În 22 decembrie vă așteptăm cu copiii la ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor, da? Bine, vă mulțumim, Dacă nu aveți invitații la Gașca Zurli, mâine de la 17 puteți să vă uitați la televizor ca să vedeți Gașca Zurli în exclusivitate. Nord-Vest TV vă transmite în direct spectacolul de iarna Găștii Zurli. Doamna doctor, dacă tot veni vorba, așa că discutăm despre meserii, cei care mă invidiază pe mine prin prisma meseriei. Întotdeauna meseria celorlalți pare mult mai frumoasă din afară. Partea interesantă, meseria de noastră totuși omoară 32 de dinți, adică vă mai întâlniți cu ei pe parcursul vieții. Așa aici, la mine lucrurile se mai limitează. Niciodată 32 de nașteri la o persoană. Nu. Da, mai știi, deci Guinness-ul stă cu ochii pe mine. Da, da. Așa este, eu mai pot să-l fac să mai vină apoi odată. Mai... Da, corect. Sigur că da, fiecare meserie cu... Aveți și o parte frumoasă. Da. Până la urmă, sigur că da, e bine și mă bucur de câte ori am ocazia să am în
studio medici tineri, medici care doresc să facă ceva, parcă pentru a contrazice acel fapt că toată lumea vrea să plece. Da, da, bună, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, sunt Simona Fechete. Salut, mâna, doamna Simona, v-ați înscris copiii, da? Da, ne-am înscris copiii, sigur. Ajutorul de moș, îl vedeți, este Mircea Muncean, îl cunoașteți? Da, sigur, îl cunosc, pe ambii invitația dumneavoastră îi cunosc. Dar de unde îi cunoașteți dumneavoastră pe ambii? Acum, din fericire îi cunosc, dar din păcate că problemele medicale îi cunosc și așa. Ah, ar fi mai bine să nu-i cunoașteți din punct de vedere medical. Numai da, bine, da, la Mircea cunoașterile acolo sunt... da. Sunt și lucruri frumoase, da. Așa e, sigur. În 22 decembrie vă așteptăm la Casa de Cultură a Sindicatelor, ajutorul de moș Mircea Muncean pentru copiii pe care i-ați înscris. Mulțumim. Să rămână o seară plăcută. Da, aici este avantajul. Apropo, avantajul față de altele. Bă, nu le discutăm acum că suntem la emisiune, nu e după 10, dar avantajele pe care le are meseria lui Mircea este că el aduce și bucurie, cum ar fi o naștere. Ei, da, aduce bucurie, dar și meseria mea aduce un zâmbet frumos. Da, frumos. O bucurie Florina, este. Tocmai asta spuneam cască, că zâmbet frumos. Un zâmbet frumos, deci bucuria e și de partea meseriei mele. Da, deci o mămică care naște, cât este de fericită și cât de fericită e mămica când își vede tăticul sau soțul cu un zâmbet minunat. Merg la stomatolog să aibă un zâmbet frumos și după aceea fac copii, că altfel vorba aia. Deci noi facem să meargă la stomatologii. Tu îi faci frumos și după aia ajung. Eu îi fac sănătoși. Ajung mai devreme sau mai târziu ajung la mine. Da. Este foarte bine. Așa cum am spus, sănătatea, din păcate, este scumpă. Dar la noi se încerca să se populeze. Voi, ca medici, trebuie să... N-aveți ce face. Trebuie să investiți. Trebuie să vă țineți, să țineți pasul. Cei care vor să evolueze, medicii care vor să evolueze și, cum a demonstrat și domnul doctor și eu, țin pasul. Nu e vorba de medici, e vorba de mentalitatea oamenilor. Sănătatea poate să nu fie atât de scumpă dacă o previi și dacă vii din timp, atunci nu este atât de scumpă. Da. Orice boală se poate trata dacă este depistată la timp. Deci aici ajungem iar la faptul că e foarte important cât de repede când ai o problemă să apelezi la medic. Da. Sigur că da, un dinte salvat e mult mai ieftin ca și un despre dinte asta vorbim. Pus, și mai există o metehnă așa veche, care oamenii au învățat să se trateze singuri. Ei au impresia că... Bine, astea băbește... Da, sigur. Că nu merg la medic, ei se tratează, merg la farmacie și își cumpără tot felul de medicamente și de antibiotice și ei singuri se tratează. Ei, această mentalitate încă trebuie schimbată și să nu se supere colegii farmaciști. Ei ar trebui să nu pună diagnostice, ei ar trebui, ei sunt simpli, nu, poate păcate, vânzători da, la o teșghea, deci... Și atenție, faptul ăsta nu vă poate salva, eventual vă calmează durerile, dar nu vă vindecă afecțiunea, tratamentele astea băbești sau astea așa după ureche. Da, da, e un lucru foarte important sau un exemplu pe care vreau să-l spun. Sunt foarte mulți pacienți care se trezesc cu un absces, adică îi se umflă o parte a feței, merg la farmacie, își cumpără antibiotic și, sigur, acea tumefacție și umflătura scade și au impresia că s-au vindecat. Nu! Infecția și distrucția osoasă acolo, în profunzimea ei, ea continuă și provoacă o distrucție osoasă mult mai mare. Doar atât că boala este asimptomatică, adică nu mai dă dureri, da, s-a desumflat. Da. Deci trebuie să fie conștienți că asta nu este un tratament, este o parte, dar nici măcar nu este corectă. Da. Da, din păcate avem darul ăsta de a ne lua măsuri sau autotrata, sigur că da. Sau și... ascultăm ce ne spun vecinii, asta e foarte important, ce ne spun vecinii de da, bloc. Da, am avut eu de... Da. Ce spune? Eu așa și în spirit de glumă. Noi suntem un neam foarte sfătos, așa, deci da. Românii se pricep la toate, mai puțin la ce trebuie să facă ei. Da. Da. Avem un telefon, ajutorul de moș Mircea, cu cine stăm de vorbă? Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Gorgița Maria, de la Satul Mare. Da, doamna Maria din Satul Mare, v-ați înscris copiii, am înțeles, da? Da, da. Cine vine cu ei, doamna Maria? Eu, mama.
Mama vine, ajutorul de moș e Mircea Munceanu, îl cunoașteți? De acum, de la televizor. De la televizor. Zna, păi poate o să-l cunoaște, adică nu știu cum să vă doresc, că nu mă bag, dacă vă mai doriți copii. În 22 decembrie, ora 18, la Casa de Cultura Sindicatelor, da? Da, da. Vă așteptăm. Da, stimați telespectatori, sigur că lista moșului va continua toată această perioadă. Sălaj, Maramureș, Cluj, Bistrița, cum v-ați înscris și până acum veți primi cadourile direct acasă, apoi Negrești, care e Tășnar, și Satu Mare. Vă mulțumesc pentru prezență, Laura Bota, mulțumim și te mai așteptăm pe la noi. Eu vă mulțumesc pentru această invitație. Vreau să urez încă o dată la mulți ani tuturor care poartă acest nume frumos, Nicolae, inclusiv soțului meu. Și copiilor le doresc să aibă parte de cât mai multe cadouri astăzi. Cu siguranță înghetuțe că ei au fost cuminți. Da. Și vă mulțumesc încă o dată. Adi s-a dat lovit. I-am spus de 7 ori la mulți ani, niciun semn nu ne bem de unde ciocnim. Mircea, mulțumim, ai fost și în alți ani alături de noi și acum îți mulțumim și vă mulțumesc și pentru faptul că participați la campania Norvest TV Te Consultă, nu doar la aceasta de sărbători. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Îmi facem foarte mare plăcere să fiu alături de voi la astfel de emisiuni, la astfel de evenimente. E o onoare pentru mine să fiu ajutorul moșului pentru măcar câțiva copilași din acest oraș. Noi am avut anul trecut, din partea Clubului Copiilor Ginoprax, am organizat o serbare în care ne-am implicat tocmai pentru a face fericiți pe copilașii aflați în plasament, apropo de zâmbetul frumos oferit de americani copiilor din centrele de plasament. Era vorba de cei aflați în plasament familial, nu copiii aflați în instituționalizați în casele de copii, la care lumea are mai puțin acces, ei fiind integrați în anumite familii. Și am rămas plăcut surprins de modul în care erau îngrijiți și de fericirea pe care am reușit să le creăm, sigur, prin micile bucurii și cadourile pe care am reușit noi să le facem. Deci, de aceea, a fi ajutorul în Moș Crăciun este o mare onoare atât pentru mine cât pentru oricare din invitații tăi, sunt ferm convins. Doresc să le urez pe această cale tuturor sădmărenilor sărbători de iarnă fericite, multă bucurie și tuturor copiilor zâmbete și să vină moșul și cu puține zăpadă, ca vacanța să fie împlinită, să meargă săniuța, da. Corect. Stimați spectatori, vă mulțumim dumneavoastră că ați fost ca de obicei alături de noi. Nu uitați, mâine Zurli la ora 17, cei care n-aveți invitații de la 11 sau de la 17, la 17 în transmisiune directă Nord-Vest TV, spectacolul extraordinar de Crăciun a trupei Zurlei. De asemenea, nu uitați la ora 20 cele mai tari știri din regiune, știrile Nord-Vest TV. O să vedeți cum cineva a fost crezut criminal și cum s-au luat după portretul acel la robot, l-au dat în gât niște vecini, niște prieteni buni și acum omul sărac a fost huiduit din toate părțile că el e criminalul. O să-l vedeți la știrile Nord-Vest TV. În rest, pentru că vine un sfârșit de săptămână frumos, multe, multe cadouri în seara asta de la Moș Nicolae. Eu sunt convins că au fost cuminți toți telespectatorii, fie cei mici, fie cei mari. Și nu uitați, mâine la ora 17, Zurli la TV, cei care n-aveți invitații. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Creștin, Crăciunul a sosit.